seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studio și vă mulțumim că și de data aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată și în această seară vă aducem un invitat, de fapt o revenire în studioul nostru a unui prieten drag, a unui invitat deosebit, am putea spune, nimeni altcineva decât domnul reverend doctorand Sorin Horia Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane, Sinodul Missouri. Sorin, bine ați revenit! Cătălin, mulțumesc mult pentru invitație! E o perioadă destul de aglomerată și pentru tine și pentru noi, de fapt pentru, cred că, întreaga societate. Trecem prin diverse momente, a spune, care ne acopere cam tot ce înseamnă timp, preocupări, dar apreciez întotdeauna dedicarea ta și răspunsul pozitiv atunci când ești invitat la noi în emisiune și vreau să-ți mulțumesc în mod special pentru această deschidere, această slujire pe care o faci, pe lângă slujirea ta ca și preot, pentru că slujirea ta ca și student doctorand, faci o grămadă de lucruri și Dumnezeu să te binecuvânteze, Sorin. Cătălin, mulțumesc mult. Dacă tot ai spus lucrurile acestea minunate despre mine, vreau să spun și eu faptul că vin la emisiunea ta întotdeauna cu o plăcere deosebită. Și vreau să spun tuturor telespectatorilor faptul că mă simt bine la tine, în mod special pentru că ești printre puținii moderatori care oferă libertate invitatului de a vorbi și nu-l manipulează astfel încât să meargă în direcțiile dorite de către cel care realizează emisiunea. Să o ții tot așa. Așa vom face. Mulțumesc și eu pentru această recomandare din partea ta. Este o încurajare și noi avem nevoie de încurajare. Suntem oameni și noi aici facem tot un fel de slujire, dar slujim pe Domnul cu camera și cu microfonul. Domnul să vă binecuvânteze. Sorin, ca și, să spunem așa, slujitor în cadrul Bisericii Luterane, Sinodul Missouri, clar, nu putem trece de perioada aceasta de sfârșit de octombrie, început de noiembrie, fără să menționăm un moment, a spune, foarte important din istoria bisericii și anume despre reforma protestantă, reforma lui Luther, așa cum o știm noi, da? Dar aș vrea să menționăm câteva lucruri, mai ales că știu că de curând te-ai întors dintr-o călătorie, să spunem așa, misionară la Wittenberg, acolo unde știm că este poate locul cel mai cunoscut dintre locurile pe unde a umblat Luther. Și pun în această, să spunem, comemorare, aniversare a reformei, în contextul lecției noastre de astăzi, să spunem. Îi spun lecție pentru că, de fapt, întotdeauna cu tine, emisiunile pe care le facem, le-am putea folosi oricând ca un material didactic, pe care noi, atât în cadrul emisiunii, cât și, de fapt, oricine care urmărește această înregistrare, ar putea rămâne cu câteva cunoștințe foarte, foarte bine explicate de tine. De ce vorbim despre momentul reformei? Pentru că tema pe care ți-o propun este despre reforma bisericii ca un proces continuu. Nevoia de reformă este o nevoie, o continuă, sau de fapt reforma despre care vom aminti acum la început este doar un moment, prilej în care a fost un prilej în care Luther a făcut ceva extraordinar și e bine să ne amintim de acel moment, sau de fapt, biserica este în continuu proces de renaștere, de reformă, de actualizare, pentru că condițiile se schimbă. Într-adevăr, e o întrebare pe care vreau să ți-o adresez, de fapt asta e tema generală, plecând de la o chestie care se cheamă tradiție. Și când zic tradiție, nu mă refer la tot felul de obiceiuri și, să spunem, lucruri pe care le găsim în biserici, în toate bisericile, da, vorbim despre tradiția bisericii și nu știi că am mai discutat, vorbim de absolut fiecare biserică care are un set de obiceiuri, de lucruri pe care le face și la un moment dat ele intră în, să spunem așa, în agenda zilnică, astfel încât uneori sunt chiar mai greu de înlocuit sau, știu eu, de modificat și, într-adevăr, ajung să fie niște lucruri care uneori chiar pot să ne încurce. Și când vorbesc despre tradiție astăzi, vreau să mă adresez la tendința noastră, pur și simplu aparține firii noastre pământești, de a lăsa lucrurile să fie așa cum au fost, fără să încercăm să mai schimbăm ceva. Cu cât
asta știm și noi, că când ne ducem în vârstă, suntem mai greu de schimbat, mai greu de adaptat. Dacă știm că un lucru se face într-un fel, încercăm să-l ținem așa cum îl știm noi, cum am primit noi, cum știm noi de acum. Generația tânără și mai ales generația tânără expusă la Evanghelie, vedem că de fapt este diferită față de cum eram noi acum 20 de ani. Și trebuie să recunoaștem. Dacă mergem și mai în urmă, vedem și mai mult lucrul acesta. Și întrebarea mea este că biserica, de fapt, chemarea bisericii este și aceea, este de a fi mireasa Domnului, de a fi locul acela, eclesia, da, locul unde se adună cei chemați de Domnul Hristos, cei mântuiți. Dar ce facem noi? Întrebarea este, ne ducem în direcția aceasta, încercăm să ținem pasurile cu vremea și biserica are nevoie, pentru că generațiile se schimbă, sau ne întoarcem și rămânem blocați în niște tradiții făcute de noi și de alții, de strămoșii noștri, care unele dintre ele le știi și tu și le vedem și astăzi în bisericile toate, și evanghelice și cele tradiționale. Cătălin, astăzi cu foarte mare ușurință se vorbește despre reformă. Și știm faptul că există această expresie Ecclesia semper reformanda est. Biserica este într-o continuă reformă. Sunt foarte de acord cu această afirmație și cred în ea. Cred că biserica este un organism viu care are nevoie în continuu și în continuu de reformă, pentru că în continuu și în continuu ea se lovește de diverse situații, unele noi, altele vechi, pe care trebuie să le depășească într-un fel sau altul. Însă, în același timp, cred că este esențial ca, iată, la 500 de ani, de la momentul în care reforma a luat naștere la Wittenberg, la 31 octombrie 1517, să începem discuția despre nevoia de reforma bisericii sau reforma continuă a bisericii cu o definire a termenului reforma. Pentru că s-ar putea ca prin expresia Ecclesia semper reformanda est să constatăm că o aprobăm cu toții, suntem de acord cu toții cu această expresie, însă prin expresia, prin cuvântul reformă, fiecare dintre noi să înțeleagă complet altceva și deși mergem și defilăm împreună cu o definiție, cu o afirmație, în spatele ei noi să rămânem în continuare divizați pentru simplu motiv că înțelegem greșit expresia reformă. Iar cel puțin în spațiul protestant este evident în momentul de față că oamenii înțeleg diferit ceea ce înseamnă reformă. Și lucrul acesta aș vrea să-l explic prima dată și revin la faptul că ți-am mulțumit pentru libertatea pe care o dai invitațiilor tăi în a se exprima, pentru că în mod sigur s-ar putea ca lucrurile pe care eu le voi exprima în această emisiune să nu corespundă cu viziunea multora dintre telespectatorii noștri. Scopul meu nu este să-i agresez cu ceva, ci este să-mi exprim propria mea viziune asupra acestui lucru. Reforma poate fi înțeleasă și este în momentul de față înțeleasă de către anumiți oameni ca reprezentând adaptarea continuă a bisericii la evoluția societății în care această biserică există. Și societatea de cel puțin 250, poate 300 de ani este într-un continuu proces de, să spunem așa, modernizare. Am avut de a face cu iluminismul, modernismul, postmodernismul și tot mergem așa în direcția aceasta de continuă modernizare. O modernizare pe care din ce în ce mai mult o găsesc eu definită, cel puțin în spațiu public, sub cuvântul de progresism. Societatea progresează și atunci sunt de părere mulți creștini, în special protestanți, dar foarte mulți și din mediul romano-catolic și din cel ortodox, cu ideea că și biserica trebuie să progreseze în același timp cu societatea, astfel încât, așa cum ai spus tu, societatea să nu ajungă la un nivel de progres, la un nivel de emancipare, în timp ce biserica să rămână ancorată în niște tradiții și idei învechite de acum 500, 700, 1000 sau chiar 2000 de ani, dacă ne referim la Biserica Apostolică. Și în acest fel,
constatăm că unele biserici se dedică în mod cu foarte mare devotament acestei înțelegeri a expresiei reformanda, această reformă continuă, semper reformanda est, Ecclesia semper reformanda est, această continuă nevoie a bisericii de a ține pasul, de fapt, cu reforma sau cu progresul societății. Și ajungem, dragul meu Cătălin, cel puțin din perspectiva mea, la niște situații pe care ne este din ce în ce mai greu să le gestionăm în bisericile noastre. Vedem, de exemplu, această abordare din ce în ce mai superficială a păcatului, în primul rând, pentru că societatea evoluează, păcatul nu mai este o problemă, nu mai ne este rușine că păcătuim, ba mai mult ne afișăm cu foarte, foarte multă bucurie faptul că păcătuim, ajungem să abordăm problema familiei, care nu mai este cea tradițională de acum 500, 700, 1000, 2000 de ani, ci este una în conform cu progresul societății și avem de a face cu familia homosexuală și așa mai departe. Păstorii bisericii nu mai au niciun fel de autoritate, păstorii bisericii nici măcar nu mai au o atitudine reverențială, biserica se transformă mai degrabă într-un fel de club de entertainment, își pierde orice formă de sacru, de sacralitate, de Dumnezeu atotputernic se transformă în membru găștii noastre și așa mai departe, pentru că asta este evoluția societății și așa înțeleg mulți dintre creștini că biserica se află într-o continuă reformare. Părerea mea este că genul acesta de interpretare a expresiei reformă sau de abordare a reformei este unul mortal, este unul care va duce biserica în cele din urmă la autodistrugere. Din perspectiva mea, reforma este necesară, deci biserica trebuie să se afle într-o continuă reformă, însă această reformă reprezintă o continuă reîntoarcere la originile sănătoase ale bisericii. Tocmai pentru că societatea evoluează în această direcție nefastă pe care o vedem și o constatăm cu toții și nu mai putem să o negăm, mai ales dacă suntem creștini onești, biserica trebuie întotdeauna să revină la originea ei pentru a relua mereu și mereu drumul corect, deoarece satana, dușmanul bisericii, dușmanul lui Hristos, găsește non-stop și non-stop metode de a bate biserica de la drumul stabilit de către Dumnezeu. Și atunci biserica non-stop trebuie să găsească soluția de a se reîntoarce la acest drum. Iar reforma de la 1517, pentru că ai amintit de Wittenberg, de Martin Luther, nu a fost altceva decât o astfel de reîntoarcere. Reforma lui Luther nu a reprezentat o adaptare a bisericii romano-catolice la noul trend sociocultural din momentul respectiv. Reforma lui Luther nu a adus nimic nou. Luther nu a fost un profet. Da? Reforma lui Luther nu a adus în actualitate erezia maniheistă, așa cum se întâmplă. Din păcate, iarăși sper să nu supăr pe foarte mulți dintre telespectatorii noștri, cum se întâmplă cu multe biserici din prezent care abordează și vin cu tot felul de profeții mari, istorici ai bisericii. Trebuie să recunoaștem că biserica este într-un proces. Acum, nu e o problemă dacă supărăm pe cineva. Biserica curentă, biserica din societatea pe care noi o trăim astăzi zi cu zi, este într-o degradare continuă, da. Și noi știm asta. Martin Luther și Reforma Luterană nu au adus absolut nimic nou în biserică. Reforma lui Luther nu a însemnat decât o reîntoarcere în timp, din punct de vedere teologic și din punct de vedere liturgic și din punct de vedere al vieții creștine, la biserica primară, la teologia bisericii primare, la închinarea bisericii din primele din secolul 4 până în secolul 7, la teologia bisericii din secolul 4 până în secolul 7 și la modul de viață. De ce spun de secolul 4 și secolul 7? S-ar putea ca mulți creștini să întrebe de ce nu merg mai în urmă un pic. Pentru că biserica creștină devine liberă în secolul 4 odată cu Constantin. Până la Constantin nu putem să vorbim despre o sistematizare
clară și mai ales a publică. Teologiei creștine și publică și cu atât mai puțin a închinării, pentru că știm că închinarea se petrecea în case, nascuns, biserica la momentul respectiv fiind una ilegală în Imperiul Roman. Sorin, înainte de a continua, vreau doar să fac o extrapolare a ceea ce ai spus tu apropo de definiția aceasta reformei, și anume întoarcerea la momentul acela zero, la momentul în care biserica a început să fie vizibilă și să schimbe societatea, că asta a făcut, influențat oamenii care au început să se întoarcă la Dumnezeu. Când vorbim despre reformă, ne uităm puțin, dacă îți aduce aminte, de fiecare dată în poporul evreu, când o lua razna, că așa cum și noi o luăm astăzi, Dumnezeu întotdeauna le aduce aminte de momentul eu sunt cel care te-am scos foarte din țară. Ăsta e un moment, a spune, pentru poporul evreu era un momentul zero. Întotdeauna Dumnezeu făcea apel la momentul acesta. Practic, indiferent de a câtea generație erau, le aducea aminte de momentul ăsta când v-am scos. Când se referă la noi acum, la cei pe care suntem copiii lui Dumnezeu, credem în jertfa Domnului Hristos, în jertfă și învierea Domnului Hristos, și noi când o luăm pe alături, întotdeauna ne întoarcem la momentul acela în care ne-am pocăit, am înțeles că Domnul Hristos a murit pentru noi, a înviat pentru noi și noi trebuie să luăm pentru noi. Și noi avem, fiecare dintre noi avem un moment de convertire, acel moment zero. Exact. Deci dacă poporul evreu la origine a avut acest ciclu, mai dacă te uiți în Cartea Judecători, e un exemplu clar în care urcă și coboară. Sunt câteva, o perioadă numai de urcuși și coboruși, unul după altul, da? Și Dumnezeu întotdeauna le aduce aminte. La noi nu mai vorbim și au fost momentele astea întotdeauna, iar biserica cred că nu poate să urmeze și ea decât același proces. Cătălin, ai observat foarte, foarte corect. În Vechiul Testament Dumnezeu a lucrat prin profeții. Profeții au fost trimiși de către Dumnezeu în momente delicate din istoria bisericii. În general, în momente în care biserica, în care poporul evreu s-a bătut grav de la calea Domnului. Însă profeții nu s-au dus niciodată la poporul Israel pentru a le propune o revoluție, adică o schimbare. Nu au venit să le aducă niciodată noutăți pe care ei nu le cunoșteau până atunci. Deci nu vorbim despre o promovare a progresismului, a modernizării bisericii, ci profeții n-au făcut altceva decât să-i readucă pe evrei înapoi la legământul lui Dumnezeu făcut cu mii de ani în urmă. Îți dau doar un moment, acum mi-a venit în minte și cred că ne ajută la discuția noastră. Ezra se apucă să citește legea cu oamenii, cu poporul evreu. Ezra. Nehemia se apucă să reclădească. Și când asta? După foarte multe secole. Deci întoarcerea la învățătura, exact. Întoarcerea la închinare, când vor reconstrui în templu, înseamnă că vrem să-l folosim pentru închinare. Citim din nou scripturile, da, scrierile, înseamnă că vrem să Cătălin, ne întoarcem la cuvânt. Sunt foarte bucuros și dacă și telespectatorii noștri au înțeles în felul acesta ceea ce am explicat până acum, înseamnă că mi-am atins scopul cu prezența la tine în emisiune. Reforma nu înseamnă adaptarea bisericii la progresul social, astfel încât să fim și noi în trend cu moda din jurul nostru, ci reforma bisericii, care trebuie să aibă coloc continuu, reprezintă o continuă reîntoarcere a bisericii la origini, la scriptură, la biserica apostolică, la biserica post-apostolică, la învățătura sfinților apostoli, la explicațiile pe care sfinții părinți ni le-au dat și care foarte multe dintre ele sunt excepționale pentru înțelegerea creștinismului, astfel încât noi să rămânem creștini autentici, ci nu să ne adaptăm într-un mod autentic societății în care trăim. Iar același lucru este valabil și pentru creștin ca individ. Și așa cum viața bisericii este o viață de continuă reformă, în înțelegerea în care biserica se reîntoarce și se reîntoarce și se reîntoarce în continuu la originea ei, la instituirea ei de către Domnul nostru Iisus Hristos și la modul în care fundația bisericii a fost pusă de către Sfinții Apostoli, deci la închinarea care a existat atunci în Biserica Apostolică și Post-Apostolică, la fel și creștinul, viața creștinului este o continuă operă de reformare, nu în sensul în care creștinul caută cumva căi de adaptare la societatea modernă,
astfel încât nu vreau să supăr pe nimeni, dar, de exemplu, societatea din momentul de față este societate în care muzica este un pic mai alertă, mai rock and roll, mai, și trebuie să aducem și noi această muzică în biserică ca să fim pe placul societății. Nu, biserica revine la originele ei, la imnurile din vechime, la închinarea din vechime și continuă să le expună societății în care trăim, chemând societatea la pocăință și chemând societatea la reîntoarcerea la valorile creștine pe care, iată, Europa le-a avut în de-a lungul miilor de ani, a 2000 de ani, și pe care, din păcate, în momentul de față le-am pierdut. Și totul începe de la individ. Iar reformarea, continua reformare a creștinului reprezintă o continuă întoarcere la ce? La botez, la legământul botezului și la credința pe care botezul a născut-o în el. Și creștinul, ca și biserica, este în continuă, supus unui continuu atac din partea diavolului. Și atunci, non-stop, ne avem nevoie de a ne reevalua credința, stilul de viață, închinarea și așa mai departe, și de a ne reîntoarce din nou și din nou de acolo unde am greșit. Eu am o imagine plastică, dacă pot să spun așa, și aș vrea să o expun. Biserica este ca un copac. Ea crește, are ramuri, cum are copacul, frunze și așa mai departe. Însă exact cum un copac are și frunze putrezite, să zicem așa, uscate sau ramuri uscate, reforma nu a însemnat tăierea copacului de la rădăcină, de la sol, și aruncarea lui în foc și așteptarea să crească alt copăcel pe trunchiul acela tăiat, ci reforma a însemnat îndepărtarea acelor ramuri moarte, acelor frunze moarte, astfel încât copacul să redevină adevărata biserică pe care Hristos a lăsat-o pe acest pământ. Este o scuturare. Scuturăm copacul, frunzele moarte cad, crengile moarte cad și ele și așa mai departe. Această scuturare a copacului este non-stop necesară. Fie că ne referim la biserică, prin imaginea aceasta, fie că ne referim la noi înșine. Și noi trebuie să ne scuturăm zi de zi de lucrurile moarte, de lucrurile greșite, de lucrurile denaturate, pe care, sub influența societății în care trăim și la bâzâitul săcăitor al lui Satana în urechile noastre, din păcate, de multe ori le abordăm în viața noastră. Așa este. Vreau să facem o comparație dintre momentul Wittenberg, deci dintre provocarea pe care a avut-o Luther atunci, da, și provocarea pe care o avem noi. Pentru că vreau să mergem puțin așa din trecut până în prezent. Pentru că, clar, am căzut amândoi de acord că avem nevoie de reformă și asta trebuie să facă biserica. Dar reforma aceasta este clar, și mi-a plăcut foarte mult că iar am căzut de acord în care am zis că biserica înseamnă să se întoarcă la cuvânt, biserica se întoarcă la închinare, la ceea ce a însemnat într-adevăr doctrina cristologică, predicarea din Sfânta Scriptură, exact, și nu adaptarea. Valorile de familie, valorile... Sola Scriptura, sola fide, lucrurile acestea nu le-am mai discutat și... Dar vreau să vă spun că, cu siguranță, Luther a avut niște provocări foarte mari, pe lângă opoziția oficialităților, da, a liderilor bisericii, că și asta se întâmplă uneori și în zilele noastre, dar, pe de parte, a fost o opoziție a omului. Și aici mă refer la firea noastră pământească, aceea de a nu, dori să se schimbe. Știi, câteodată, făcând un ceva greșit sau un obicei atât de defect, la un moment dat intră în propria noastră natură și nici conștiința nu ne mai mustră. Facem atât de bine lucrul acesta în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, astfel încât devine o a doua natură. Adică păcatul este ceva foarte natural. Nu mă mai deranjează cu nimic. Nici pe mine și poate nici pe cei din jurul meu. Asta pe de-o parte. Deci propria noastră, propriul nostru tradiționalist, dacă dorința noastră de a păstra ceea ce avem așa cum avem. Și pe de altă parte, o a doua provocare pe care o avem noi astăzi este și percepția celor al generației tinere, care dorește întotdeauna ceva care să atragă, ceva care să le sclipească, ceva care să le sune bine, ceva care să nu necesite o schimbare de atitudine, știi cum e? O formă, o spoială, hai să-i spunem așa, o chestie dintre aceasta rapidă, dacă se poate, un fast, o închinare dintre aceasta fast food, știi? Ai venit, ai dat pe la biserică, gata, m-am achitat duminica asta,
Am ascultat o frântură pe internet, nu trebuie să ascult predica întreagă sau liturghia întreagă, cea pe care tu o pui de obicei duminica, mă văd sau știu eu, stau pe acolo, am intrat și m-am uitat online, da? E, lucrurile acestea prind foarte repede, să știi. Și, deci, provocarea, pe de parte, tradiția noastră, propria noastră natură, care greu se mai schimbă de la un moment dat, adică când o iei greșit, trebuie să faci ceva ca să te întorci, și apoi și superficialitatea asta a societății, care e peste tot, de fapt. Lucrurile acestea, Cătălin, trebuiesc abordate cu foarte, foarte, foarte... Mă gândesc din punct de vedere păstoresc, așa, foarte ca și tu, ca slujitor, că le vezi și tu. Haideți să spun un caz concret. Avem de-a face cu Biserica Suediei. Din punct de vedere procentual, poate cea mai mare biserică luterană din lume, la nivel național, acoperind cel puțin în urmă cu câteva decenii, poate mai mult de 5, aproximativ 95% din populația suediană, și măcar Biserica Ortodoxă din România nu poate reclama un procent atât de mare de creștini. Sigur că număr efectiv de membri nu este nici pe departe cea mai mare biserică, dar procentual vorbind este biserica care acoperă cel mai mult din națiunea, acoperă cel mai mult o națiune. Biserica aceasta a încercat în mod constant în ultimul secol să se adapteze societății, probabil pornind exact de la ideea aceasta, tinerii care vor, care nu sunt încântați de tradiția veche, societatea deschisă. Și asta s-a întâmplat. A început prin ordinarea femeilor în funcția de păstor, apoi s-a trecut la multe și multe alte lucruri, ajungându-se astăzi să fie deschisă pentru toți, pentru homosexuali, pentru cei care practică avortul, pentru musulmani, pentru necredincioși. Este un mare talmeș-balmeș în respectiva biserică, pe care cred că oricine îl cunoaște și oricine vrea să se informeze poate să o facă. Întrebarea mea, studiind la Göteborg și mergând, frecventând, intrând în biserici, aparținând bisericii suedii, a fost următoarea. De ce totuși sunt goale la slujbă? Mă așteptam ca o biserică care se adaptează societății din toate punctele de vedere, fiind pro-homosexuale, aprobând, chiar ordinând păstor homosexual. Vă amintesc că arhiepiscopul de Stockholm este femeie lesbiană. Da. Da? La fel cu Biserica Evanghelică Luterană din America, ELCA, cum este ea cunoscută, au consacrat foarte de curând un episcop care este transgender. Deci iată cum bisericile acestea se modernizează, se reformează în sensul de modernizare, acceptând, absorbind tendințele societății în care există. Totuși, de ce bisericile acestea sunt pustii? Eu mă așteptam să fie pline, mă așteptam să văd biserice pline de adepți ai homosexualismului, a noțiunii acestea de gen, a conceptelor postmoderne, progresiste și așa mai departe. Și totuși, bisericile acestea sunt complet goale. M-am întrebat foarte mult de ce. De ce nu câștigă? În ciuda a tuturor acestor compromisuri și acestor modernizări, bisericile rămân goale. Pentru că oamenii, Cătălin, nu vor așa ceva. Oamenii vor ca biserica să fie un spațiu aparte societății. Este exact ceea ce și noi avem nevoie în viața noastră. Și îți dau un exemplu. Tu trăiești foarte bine, ca și mulți dintre telespectatorii, nu știu, poate cei mai mulți dintre ei, în tumultul acestei vieți, unde interacționăm cu lumea. Ascultăm muzică la radio, pe drumul spre muncă, la servici discutăm tot felul de lucruri bune sau rele cu colegii noștri. Interacționăm cu tot felul de ispite, de cele mai multe ori cădem în ele. Știu și eu, ne certăm cu colegii, cu soția, cu copiii, cu noi înșine. Viața noastră este un adevărat tumult. Dar când ajungem seara acasă, avem nevoie de oaza aceea de liniște, care nu mai aparține lumii acesteia și în care sufletul nostru se dezbracă de toată această mizerie cotidiană, dacă îmi permit să o numesc așa, și găsește pacea. Asta este ceea ce oamenii vor de la biserică.
Oamenii nu vor o biserică în care să regăsească ceea ce regăsesc la locul de muncă. Nu vor o biserică în care să regăsească ceea ce regăsesc în tramvai, în metrou sau pe stradă. Nu vor să asculte aceeași muzică pe care o ascultă la radio, nu vor să vadă aceleași tip de show-uri pe care le văd la televizor, aceleași scandaluri, aceleași probleme, nu vor să vadă politică, nu vor să vadă nimic altceva. Vor să fie un loc în care sufletul lor să găsească pace. Iar pacea este găsită în prezența lui Dumnezeu. De aceea bisericile care adoptă progresismul și înțeleg reforma sau nevoia continuă de reformă într-un sens progresist, sunt goale. Pentru că ele nu răspund nevoii omului. Omul, tânărul din ziua de azi, nu are nevoie de încă un loc în care să asculte hip-hop sau rock sau punk sau știu eu ce. N-au nevoie de încă un loc în care să petreacă cu prietenii la o bere, la un suc, la o cafea. N-au nevoie de încă un loc în care să se certe cu cineva și așa mai departe. Au nevoie de un loc în care să fie totul altfel, complet diferit. Și aceasta este ceea ce biserica trebuie să rămână în societate. Biserica trebuie să rămână ceva complet diferit de societate. Să aibă un mesaj complet diferit de societate, să aibă o închinare complet diferită de cea pe care o promovează în continuu societatea, să aibă un stil vestimentar, o abordare, o spiritualitate, un respect și așa mai departe, care să fie și niște valori care să fie complet diferite de societate. Asta au nevoie oamenii. Și de aceea, biserica, din punctul meu de vedere, chiar și într-o societate atât de progresistă cum este cea europeană, din care România face parte, trebuie să nu uite că în continuu trebuie să se reîntoarcă și să se reîntoarcă la valorile ei primare atunci când biserica, într-adevăr, a reprezentat motorul societății. Pentru că aceasta s-a întâmplat și cu biserica la începutul primelor secole, așa cum tu foarte bine ai amintit, biserica a venit în această lume și a schimbat lumea aceasta. La fel s-a întâmplat și cu biserica în timpul reformei luterane. Reforma luterană a însemnat o revenire a bisericii la esența ei, o revenire care a dus la schimbarea întregii lumi. O schimbare care, surprinzător, deși trăim într-o lume atât de diferită față de lumea care e acum 30, 40 de ani, 50 de ani, este radical diferită. Cred că niciodată în istorie n-a existat o prăpastie atât de mare între generații, între decenii. Una trăim noi astăzi, gândim, facem, și complet altceva făceau părinții noștri la vârsta noastră. Cătălin, îți imaginezi ce prăpastie uriașă între noi, ce schimbare radicală au fost în doar 25, 30, 40 de ani, să zicem, maxim. Reforma luterană a schimbat lumea. O schimbare care este paradoxal vizibilă și astăzi. Chiar dacă oamenii nu mai cred în Dumnezeu, chiar dacă o foarte mare parte din apusul Europei și, crede-mă, răsăritul aleargă cu pași mari ca să ajungă din spate apusul, sunt atei. Ateismul predomină în Europa. Agnosticismul a pus stăpânire peste Europa. Totuși, efectele reformei sunt vizibile peste tot în Europa de Est. Vizibile în economie, vizibile în siguranța societății, vizibile în etică, în morală, în învățământ, în artă și așa mai departe. Sigur că pe zi ce trece parcă se estompează din ce în ce mai mult, dar încă sunt vizibile. De ce? Pentru că reforma a avut puterea să schimbe societatea prin întoarcerea bisericii la adevăratele ei valori. Iar o biserică curajoasă în momentul de față trebuie să facă această reformă, adică această reîntoarcere la adevăratele ei valori. De exemplu, biserica luterană să se reîntoarcă, acum
mă fac un creștin general. Biserica luterană să se reîntoarcă la valorile bisericii luterane din secolul al XVI-lea, la teologia de atunci, la închinarea de atunci, la stilul de viață. La fel și biserica de care faci tu parte, Biserica Baptistă, să se întoarcă la originile ei de acum 400 de ani, 300 de ani, să se reîntoarcă la acea credință, la acea formă de închinare, la acel stil, la acel stil de viață. Asta este ceea ce trebuie să avem cu toții curajul să facem dacă suntem cu adevărat creștini dedicați credinței noastre. Bun, extraordinar ceea ce ai zis, dar vreau să vorbim puțin și despre un aspect așa mai vizibil, și anume despre, dacă tot așa comparăm reforma lui Luther cu ceea ce se întâmplă astăzi, reforma Luther a avut pe cineva, l-a avut pe Luther. A fost un om și acest om a făcut diferența și foarte frumos a explicat efectele pe care reforma aceasta le are și astăzi. În momentul în care tu vorbești acum, Sorin, despre reformă și nevoia continuă a bisericii de a se reforma, de a se întoarce la, de fapt, la origini, la învățătura despre Domnul Hristos, despre închinarea în duș și în adevăr, da? S-ar putea să nu fie atât de popular. S-ar putea. Deci, de obicei, oamenii care fac acestea, și Luther, cu siguranță, el și-a atras, și tu știi foarte bine că noi am discutat, a avut o grămadă de probleme și la nivel, la nivelul bisericii, cu conducerea, da, cu liderii bisericii, dar și peste tot era, în tot timpul, la un moment dat, a avut multe probleme, da? A trăit cu poate teama aceasta că cineva, într-adevăr, îl va omorâ. Deci, oamenii aceștia care, într-adevăr, și ne uităm și în Vechiul Testament, dar și oamenii care, întotdeauna, cheamă la reformă. Doar uite-te puțin, prorocii falși versus prorocii lui Dumnezeu. Cine erau cei mai populari? Cine erau cei mai... Astăzi, ce predicatori știi tu că sunt cei mai credeți? Oamenii care povestesc, inovează, care manipulează, care știu să învârtă cuvântul, știu că se adeseze cu mesaje așa în subconștient, dar merg pe sentiment, pe sola senzația, da, nu mai este sola scriptura, sola senzația, deci ceva care să te facă să știi eu, să te simți bine. Aici este, ce facem cu oamenii? Cum vezi lucrul ăsta? Eu am avut odată o discuție cu doi păstori, nu le amintesc, nu e că nu e cazul. De unde sunt. Și în discuția respectivă era vorba despre misiunea mea în România. Și dânsii erau foarte convinși în propunerile pe care mi le făceau, de aceea nu-i condamn. Însă propunerile dânșilor erau acelea de a... Îmi spuneau așa, uite-te la oameni, vezi ce vor și fă lucrul ăla. Momentul în care am fost blocat, mă deranja foarte mult sinceritatea lor, pentru că nu puteam să-i cer, ca să spun așa, și le-am spus că exact lucrul acesta nu vreau să fac. Eu nu vreau să mă uit la oameni ce vor ei și să fac. Pentru că asta face societatea în care trăim. Firea pământească vrea tot felul de prostii. Asta fac discotecile, asta fac stadioanele de fotbal, asta fac, știu și eu, politicienii care văd ce vor oameni, și politicienii de azi n-au niciun fel societatea de verticalitate, pentru că se mută de la unul la altul oricând. Consumerismul. Biserica nu trebuie să se uite la ce vor oamenii și acela lucru să-l facă, ci biserica trebuie să se uite în continuu la ce vrea Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu a mandat toată să facă și acel lucru să facă, chiar dacă toată societatea îi se va împotrivi. Și ne aducem aminte de... Haideți să ne gândim, ai amintit foarte bine, să ne gândim la Ilie. Dar să ne gândim la Ieremia. Lui Ieremia îi se spunea, numai lucruri rele ne spui. Așa i-au spus. Numai lucruri rele ies din gura ta. N-am auzit un cuvânt bun. Uite ce îi las profeți, ce lucruri frumoase vorbesc. Tu zici că ești ăla care ori de câte ori ne vezi în vin, vii să ne strici buna dispoziție cu prostiile pe care vii să ni le spui. Ieremia niciodată nu a zis, măi, oamenii ăștia vor altceva. Nu. El a avut un mandat de la Dumnezeu să transmită un mesaj pe care l-a transmis. Și aș vrea să întreb și pe tine și pe toți telespectatorii noștri, când biserica creștină a fost cu adevărat populară? A fost. A fost cu adevărat populară doar atunci când a cedat valorile creștine în favoarea a ceea ce societatea voia de la ea. Și iar noi acum, când mergem cu biserica în lume, trebuie să ne gândim foarte simplu. Ce mandat avem?
cine este autoritatea noastră. Dacă autoritatea care ne mandatează pe noi ca biserică este societatea, atunci, sigur, da, vom întreba, vom face un fel de consiliu orășenesc și vom întreba pe oameni, domnule, ce vreți voi să facă biserica noastră? Păi să danseze, să știu și eu, să se promoveze pornografia și așa mai departe. Și atunci vom avea o biserică care se va inova și va adopta toate aceste puncte pe care societatea le cere. Dar nu mai e mireasa lui Hristos. Păi numai, nu este o mireasă care curvește cu societatea, care îl înșală pe Hristos cu amantul ei, societatea. Sau suntem o biserică credincioasă și privim la mandatul pe care Hristos ni le-a dat și atunci vom face ceea ce Hristos ne mandatează să facem, chiar dacă bisericile noastre vor rămâne goale. Pentru că numai în felul acesta, Cătălin, vom lăsa generațiilor noastre adevăratele valori creștine. Iar un lucru care mă îndeamnă pe mine în misiunea mea și pe care l-am în fața ochilor mei la fiecare pas pe care îl fac, este următorul. Este, de fapt, gândul vine din filmul Gladiator, pentru că nu vreau să plagiez cumva, și acolo Maximus, gladiatorul, personajul principal, chiar la începutul filmului, spune următoarele cuvinte: tot ce facem în viață are ecou în eternitate. Și așa este. Orice faci ca slujitor al bisericii, indiferent care e rolul tău de slujire în biserica respectivă, nu are ecou de o clipă. Nu este pentru moment, ci este pentru generații întregi. Întrebarea pe care noi creștinii, în momentul de față, față în față cu progresismul societății, cu nevoia de a ne adapta societății, întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoarea: ce lăsăm noi generații următoare? Care este ecoul pe care noi îl transmitem următoarei generații? Pentru că dacă noi facem acum un pas greșit, generația următoare deja va pleca pe un drum greșit și generația următoare va face și ea la rândul ei un pas greșit și peste 3-4 generații vom vedea că avem o biserică creștină care nu mai are nici un fel de legătură cu creștinismul pe care l-am practicat noi sau care l-au practicat bunicii noștri, străbunicii și așa mai departe, reformatorii din secolul al XVI-lea, părinții bisericii din secolele 4-7, creștinii din Biserica Apostolică și Sfinții Apostoli și așa mai departe. Pentru că ne înstrăinăm pe zi ce trece. De ce? Pentru că transmitem niște valori greșite următoarei generații. De aceea, personal, probabil mulți creștini au altă opinie, eu cred că biserica trebuie să rămână fidelă fundației pe care a fost creată. Și Scriptura spune foarte clar, noi suntem construiți pe fundația lăsată de Sfinții Profeți și de Sfinții Apostoli. Prin această expresie, Sfinții Profeți și Sfinții Apostoli, înțelegându-se, evident, Sfânta Scriptură. Deci reforma nu este altceva. Reforma aceasta pe care biserica trebuie să o trăiască zi de zi, nu reprezintă sub nicio formă, din perspectiva mea, o adaptare continuă, un efort continuu al bisericii de a se adapta societății, ci reprezintă acest open mind. Am văzut lucrul ăsta scris undeva. Noi suntem o biserică open mind. Adică noi suntem o biserică deschisă progresului social. O biserică cu adevărat sănătoasă și verticală este o biserică care mereu și mereu are privirea țintită la Hristos, la învățăturile Sfinților Apostoli, la practica de închinare, la practica de viață a Bisericii Apostolice și a primilor creștini și în continuu scutură copacul ca tot ceea ce este putred în acest copac să cadă și copacul să rămână curat și să aducă roade. Slavă Domnului, Sorin, o emisiune extraordinară. Probabil nici mie nu vine, nici ție nu vine să crezi că am putut scoate atât de multe lucruri din această temă, care, într-adevăr, vedem, este o nevoie de zi cu zi. Atunci când ne amintim, că eu am observat faptul că în aproape orice biserică, hai să spunem așa, protestante și neoprotestante, deși eu nu cred în termenul acesta de neoprotestant, dar n-avem timp să dezbatem acum academic. Poate odată o să vă discutăm. Orice biserică
care își reclamă originele cumva în reforma din secolul al XVI-lea, într-un fel sau altul comemorează și aduce aminte de evenimentele care au marcat biserica acum 500 de ani, acolo la Wittenberg, de unde eu m-am întors aseară, chiar după ce am celebrat acolo liturghia și am avut ocazia să predic de două ori și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie rară din viața mea. Dar atunci când comemorăm această reformă, noi nu trebuie să comemorăm numai un eveniment istoric. Și trebuie tot timpul să ne amintim că acel 31 octombrie 1517 trebuie să se repete în continuu în viața. Aceste proteste împotriva denaturării care pune stăpânire din ce în ce mai mult peste bisericile noastre trebuie să existe în ce în ce mai mult. Fiecare dintre noi trebuie să fie un Luther pentru sine și un Luther pentru biserica în care trăiește. Ca biserica să se reîntoarcă și să se reîntoarcă și să se reîntoarcă la adevărata închinare. Pentru că astăzi, iată, una dintre cele mai mari probleme cu care biserica se confruntă este acest sinergism între lume și biserică. Și vedem oameni care vin și zic amestecă credințe, amestecă tradiții, oamenii nu mai înțeleg, oamenii n-au nevoie niciodată de o biserică luterană, baptistă, pentecostală, catolică, ortodoxă, musulmană. Nu au nevoie de așa ceva. Cine încearcă lucrul acesta merge într-o direcție greșită. Așa este, Dumnezeu să ne păzească, să ne țină mințile trești și noi să ne dăm silința, să rămânem, așa cum ai spus, de-a lungul întregii emisiuni, conectați la Sfânta Scriptură, conectați la închinarea în duș și în adevăr și apoi, bineînțeles, proclamându-L pe Domnul Iisus. Dacă mai permiți două minute, un lucru foarte important pe care trebuie să-l avem în minte, pentru că eu știu de ce se întâmplă anumite, bine, nu fac pe deșteptul, intuiesc anumite lucruri, mai ales că și eu, ca și tine, vin din afară, în spatele meu, din mediul concurențial economic al acestei lumi. Biserica nu este o companie, Cătălin, în care trebuie să câștigăm clienți și să vindem bine. Este o mare greșeală faptul că foarte, foarte multe biserici din momentul de față gândesc în felul acesta și își auditează activitatea uitându-se la câți oameni au câștigat în anul respectiv. Toți începe, câți oameni am câștigat fac anul ăsta? Fac business plan-uri, fac programe 300, de marketing. Exact, 300 de oameni. O, stăm bine, tu câți ai câștigat? 2, păi ești slab, vai de tine, mai bine închizi. Exact ca la o companie, dai faliment. Mai... exact, facem planul de business, facem planul pe următorii 5 ani să câștigăm 5.000, 10.000, nu știu ce. Biserica autentică, din punctul meu de vedere, orice nume ar purta ea, este biserica care rămâne fidelă valorilor de credință, de închinare, deci valorilor de credință teologice, de închinare și de viețuire, chiar dacă e goală. Chiar dacă este goală. Adu-ți aminte că Ilie spunea, am rămas singur. Iisus a rămas singur. Iisus, biserica primară a început cu câteva sute de oameni speriați de moarte, închiși într-o cameră undeva sus, fricoși să iasă în lume. Nu, biserica nu trebuie niciodată auditată în spirit de business. Pentru că atunci când o audităm în spirit de business, nu vom face altceva decât să ne adaptăm societății în care trăim. De ce? Ca să câștigăm cât mai mulți clienți. Biserica luterană confesională pe care o reprezint în seara aceasta este o biserică care și dacă va avea doar 10 membri în România, scopul ei nu este să-și câștige oameni cu orice preț, ci să aducă României învățătura autentică a reformei din secolul al XVI-lea. O biserică baptistă pe care tu o reprezinți, dacă vrea să fie autentică, indiferent că va avea 5 sau 6 membri sau 20.000 de membri, ea trebuie să aibă privirea ațintită în promovarea acelor învățături fundamentale ale credinței baptiste și așa mai departe. Nu în a face, nu în a aduce lumea în biserică pentru ca biserica să se umple de oameni care în loc să meargă la Antold, vin la tine sau la mine în biserică.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru ziua de astăzi, pentru discuția pe care am avut-o. Am spus deja, o emisiune extraordinară. M-am umplut de curaj ascultându-te și, bineînțeles, slavă Domnului, cred că și cei care ne-au urmărit în seara aceasta au înțeles chemarea aceasta de a fi într-o continuă reformă și, bineînțeles, ceea ce înseamnă întoarcerea la Sfânta Scriptură și la închinarea către Dumnezeu. Sorin, ne rugăm pentru tine, pentru slujirea pe care o faci atât în țară și în străinătate. Știu că tu alergi, Dumnezeu ți-a dat un câmp destul de larg de slujire, să te țină Dumnezeu sănătos, în putere, la fel și cu familia, și să-ți deschidă uși de cuvânt, pentru că Dumnezeu ți-a dat gura aceasta pe care cu mare putere o folosești, cuvânt, ai și înțelepciune de la Domnul. Ne rugăm pentru tine și de fiecare dată când vei putea și vei avea posibilitatea de a vorbi drept, chiar dacă nepopular, să o faci cu toată puterea, așa cum și noi. Așa cum și noi ne dorim. Pentru că tu ai la fel un câmp enorm de mare și foarte mulți oameni au ocazia să învețe de la televiziune, de la Prodocens Media, ce înseamnă să fii cu adevărat un creștin autentic într-o lume ca cea în care trăim noi. Slăviți să fie Domnul! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!